Salut și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am să vă arăt cum se face o mascare. O mascare cu plăci de gips carton cu o fugă de dilatare în partea tavanului. Mascare însemnând îl placăm doar pe o parte, iar partea din spate va rămâne neplacată, neînchisă, pur și simplu pe filere. Astfel de placări le puteți face îndeosebi la fațadele exterioare, dacă vreți să nu te încuiți, dacă aveți cabluri de tras, pur și simplu faceți construcție metalică, băgați izolație, cabluri electrice, țevi, tot ce vreți și după aceea placați cu gips carton și nu mai trebuie să te încuiți, nu mai aveți tipul de uscare, va fi super, super rapid. Astăzi am să vă arăt un sistem nou cu plăcile pe orizontală, cum tot am văzut că se contrazic alții, că s-ar placa pe orizontală. Nu există placa de 125 pe 2 metri, niciodată nu se placează pe orizontal. Nu e sistem pe orizontal. În cazul nostru, astăzi placăm cu plăci de 2,5 cm, se cheamă de Leichte. Sunt 2,5 groase, 2 metri pe 62,5. Acesta este un sistem care se placează pe orizontal. Iar trebuie să punem la simplu placat, deci se poate placa la simplu cu plăci de 2,5 sau la dublu cu plăci de 2,5. La simplu cu plăci de 2,5 profilul din metru în metru, la dublu cu plăci de 2,5 profilul din 50 în 50 de centimetri pentru a avea profil la fiecare capăt de placă și să fie decalate ștosurile sau îmbinările. Da? Astăzi am să vă fac un video așa mai pe rapid, deoarece durează foarte mult, acum introducerea am făcut așa, restul am să fac mai pe rapid, că altfel cred că nu ar ajunge memoria la telefon. Da. Hai, stați aproape. Așa, după ce ne-am dat măsurile, am poziționat laserul, iar acum începem să facem semnele, unde să facem UV-ul de 50. Întotdeauna dați semn și faceți un X în partea în care va veni profilul, să nu vă încurcați. De ce facem acest vid? Aici suntem la un fitness studio și nu sunt pereți drepți, toți sunt cu canale de curând, cu set și nu au trebuit să monteze o oglindă. Neavând pe ce să monteze o oglindă, trebuie noi să facem un zid drept pe care se poate monta oglinda. Aici, după cum vedeți, nu bate laserul, trebuie să lasăm un singur, deoarece nici nu se închide până în capăt. Se lasă deschis cam vreo 4 cm. Așa, acum urmează să prindem perimetralul, după care băgăm profilele de CV de 50 și începem cu placatul. Așa, acum urmează să prindem UV-urile în partea de sus.
Așa. Am rămas fără baterie. Da. Am mutat primul rând. Dar, din câte puteți să observați, nu am înșurubat în mijlocul plăcii. Da? Asta o să urmeze să facem când montăm al doilea rând. Da? Și pur și simplu, vedeți cât e un șurub. Deoarece profilele acum joacă, nu sunt la țintă. Nu le puneți la țintă, deoarece dacă fugiți cu 1 mm, 1 mm, 1 mm, nu o să mai aveți profil sus de tot. Da? Deci pur și simplu, construcția o faceți odată cu placatul. Da? Așa o să faceți construcția, odată cu placatul. Aici mut la jumate. Sau să nu. Vine următoarea placă. Da? Aici dau șurub. La capăt, șurub. Da? Următoarea placă. Norocul meu că arhitectul a acceptat să scurtez zidul cu vreo 5 cm și am plecat 5 metri. Ia uitați să mă duc. Pe capăt, perfect în apă. Aici puteți să-i dați pe capăt, să-i capăte. Așa. Ia uitați ce frumos. Acum, următorul rând. Cu 2 metri. Deoarece, cu 1 metru, fac în jos. Asta este frumos la acest sistem de perete. Dar ce merge foarte repede. În schimb, o să aveți mai mult de scopuit. Dar, după cum o cunoașteți, nu-i problemă de război. Acum, pe azi nu un metru, un metru lungime. Boa, cu laserul tăiat ăsta, bă! Și vă mai arăt acum o șmecherie. Deci am tăiat, am rupt, și da, am glumit, după am arătat nicio bucurie. Mașina de șurubat, aici. Foarte simplu. Este cel mai simplu sistem de zid. Acum, iarăși, restul de un metru. Sunt niște cabluri acolo care îmi împinge placa, dar nu-i problemă. Și acum, după ce ați pus și vedeți că merge totul drept, puteți să începeți să dați șuruburi. Dați 4 șuruburi pe placă. Aici se mișcă, dar nu e problemă, am să merg prin spate și am să-l înșurubez în acest zid. Dați câte 4 șuruburi. Deoarece, prin șurub se întărește zidul.
să mai dau. Am să dau după ce vin cu placa. Asta se numără acum. Ia uitați, vedeți? Și acum dacă trag profilul, pur și simplu s-a mișcat, da? Deoarece aici nu am șurub, am doar la mijloc. Având capătul la 2 metri, dar dând aici șurub, profilul rămâne aici și jos e egal cu lui profilul. Dar vă garantez că e unde trebuie. Dați-mi profilul de UV. Dați la 5-6 cm, dar este obligatoriu să dați. Deoarece așa se lipește placa de profil și mărește stabilitatea zidului. Da? Acum iară 2 metri. O să fiu obligat să pun profile de jur împrejur, deoarece o să rămână vizibile. La amândoi trebuie stâlpi, nu stâlpi, grinzi. După ce terminați de placat, urmează șpăfuitul și șlefuitul, dacă e necesar, iar după aceea zugrăvitul. Așa, după cum v-am spus, sus o să avem o fugă de dilatare. Pentru asta trebuie să punem, să nu se mai tine zugravul sau să vopsim noi profile înainte, punem trendfix-ul despre care vă tot vorbesc, da? Punem trendfix, nu o să se măsurească, este cerată cutia, ea o să rămână așa și peste 20 de ani tot albă, da? Albucios, frumos! Ia uitați, așa, și o lipim. Și după ce vom termina cu lipitul de tren fix,
Urmează să facem și ultima plasare, ultima plasă. Iar după aceea acea fugă de dilatare va fi de 1,5 cm, deci aproape că nu se va vedea nimic în spate, dar decât să se vadă un punct negru, mai bine se vadă un punct alb. Frumos, ca și tavanul. Acum urmează să fac ultima placă, după care copitul. Așa, după cum puteți vedea, s-au montat șinele, este vorba despre aceste șine, da? Eu le zic șine de terminare în românește. Se cheamă Göppingen șine sau Abschluss șine în germană. În românește să le zic șine de terminare, da? Un cap, o parte perforată, o parte dreaptă, da? Aceste șine le-am montat în parte de sus la fuga de dilatare. Am mai pus și curt, deci asta este șina. Curt, da? Această bandă de hârtie care tot vorbiți voi, este curt de la Knauf. Pur și simplu, hârtie are și o dungă pe mijloc, puteți să o întoarceți, să o puneți și la colțuri. Acest curt l-am pus pe vertical. Da? În sistem la Knauf, doar tăieturile se șpăcuiesc cu acest curt. Acei 5 cm care se numesc Vario, nu se pune bandă deloc, dar eu am optat, deoarece nu vine tapet, nu vine nimic altceva, am optat pentru această bandă cu lipici. Da? Fibră de sticlă cu lipici pentru benzile orizontale. Da? Ce să vă mai zic? Aceasta este prima mână, se cheamă Q1, Q1. O să urmeze Q2, a doua mână, dată mai larg. O să rămână cam cu 10 cm, după care va urma Q3, glăsuită toată placa. După care va veni malerul, va zugrăvi și etc. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și pe data viitoare numai bine!